80 de copii au luat cu asalt zona în care s-au desfășurat manifestațiile pompierilor constanțeni. Fiecare a fost dornic să-și satisfacă o anume curiozitate despre meseria de pompier. Pentru al doilea an consecutiv se organizează exerciții demonstrative cu ocazia Zilei Pompierului. Militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, în colaborare cu reprezentanții molului constanțean, au organizat pentru micuți o grămadă de activități distractive, dar cu un mesaj extrem de serios: curaj și devotament. Acesta este motoul pe care au vrut să-l insufle copiilor. Fiind o instituție tributară principiului transparenței, activitățile desfășurate astăzi sub denumirea Pompier pentru o zi au rolul de a familiariza copiii și cetățenii cu misiunile pompierilor militari și cu autospeciale din dotarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. Echipamentele de intervenție au stârnit curiozitatea micuților, dornii să afle cât mai multe informații despre meseria de pompier. Copiii au intrat imediat în pielea militarilor, au mânuit cu îndârjire furtunul cu apă pentru stingerea incendiilor și s-au așezat mândri la volanul mașinii de pompieri. Pe care față de Poznaș? La mulți ani pompieri și la mulți ani România! Vreau să iau. Se poate? Ți-a arătat pompierul? Domnul pompier mi-a arătat girofarurile, sirena și ca să respirăm când e ceva foc. Și micuții din cadrul Școlii Generale din Cumpăna au ținut neapărat să fie prezenți la Ziua Pompierilor sărbătorită la Constanța. Vă spun, sting incendiile, ajută oamenii, salvează mâțele din copac. Sunt curajoși? Sigur că sunt, că nu oricine are curajul să se avânte în foc. Te-ai gândit când te-ai duce la o intervenție, într-o misiune? Păi, în primul rând aș îndepărta civilii de locul în care este periculos și aș intra împreună cu echipajul meu să salvez ceilalți oameni. Da, au fost foarte doritor să participe. Eu am mai participat la activitățile organizate de pompierii din Constanța. Avem multe activități în colaborare și le place, au fost atrași. Pe lângă activitățile dinamice, copiii au putut viziona și expoziția de echipamente de intervenție și au primit informații despre fiecare piesă în parte. Micuții prezenți la activități s-au regăsit în anumite ipostaze, iar unii dintre ei s-au hotărât chiar să urmeze meseria de pompieri cu tot ceea ce implică ea.